plecat în oraș. Am plecat să colind. Prima zi în Sevilla. Mergem să ne plimbăm, mergem acum cu autobuzul și după aia cu metrou să ajungem în centru. Noi am reușit să vizităm obiectivele importante în mai multe zile, pentru că trebuie să știți încă de la început că dacă ajungeți în acest frumos oraș, trebuie să vă rezervați cel puțin 3 zile pentru a-l vizita și pentru a vă plimba în tihnă. Dânsul este ghidul nostru pentru 7 zile. Și tot ca să nu vă stresați, este indicat să vă cumpărați bilete online de pe site-urile oficiale ale fiecărui obiectiv. Am descoperit noi că sunt o idee mai ieftine. Deci luăm autobuzul L6 să mergem la metrou. Ce trebuie să știți în cazul în care vă hotărâți să folosiți transportul în comun este că trebuie să vă achiziționați un card care este valabil în toată Andalusia și pe care îl încărcați când aveți nevoie. Se poate plăti cu cardul bancar și evitați pe cât posibil plata cash, pentru că în unele cazuri prețul biletului poate fi considerabil mai scump. Am ajuns la capăt. Două stații. Olivar de Quintos. Practic 5 masline. Și ăsta e de încărcat. Cardul ăsta, da. Zici cât mai ai și de recargat. Și minimul 10 euro până ce faci, dai confirm, știi? Avem contactul ăsta și acum îți. Gata, mergem către centru Sevilliei. Cam așa arată metrou în Sevilla. Singura linie de metrou. Singura linie de metrou, da. În cazul transportului cu metroul, va trebui să validați cardul și la intrare și la ieșire, pentru că tariful este diferențiat în funcție de zonele în care mergeți. Am coborât la Prada de Sebastian. Mergem la Plața de Spania. Trebuie să mergem așa, după aceea facem dreapta să mergem la cea de pe partea cealaltă. Pare că am mai fost aici. Când ai mai fost în Sevilla și eu nu știu. Bă, nu știu, mi-e place ca o palmeră, mă arde pe palmeră. Ține un pic, îți fac eu o poză repede. Să fac o Să începem cu Piața Spaniei, sau Plaza de España, care este un complex arhitectural situat în Parcul Maria Luisa, în partea de sud a centrului istoric. Piața are o suprafață de peste 50.000 de metri pătrați și este mărginită de un canal care este traversat de 4 poduri. Acestea reprezentând cele 4 regate antice ale Spaniei. Forma semicilindrică a pieței simbolizează uniunea Spaniei cu fostele sale colonii, iar vederea spre râul Guadalquivir simbolizează calea care duce spre America. Piața Spaniei a fost folosită și ca decoruri în filme precum Star Wars, episodul 2, Atacul Clonelor. Piața reprezintă aici Palatul Regal al planetei Naboo, deși scena filmării a fost modificată digital. Ce-a făcut? Am luat palmier. E un pic mai mare decât mine. Un pic. Aproape dup. Ce era aici? Acolo e un hotel de 5 stele, foarte veche, pe o foarte veche
și am înțeles că și Madonna asta cazată, în hotelul ăsta. Așa. Foarte excentric. În partea stângă o să vedem Torre de Oro, care are 800 de ani vechime, dacă nu. În drumul nostru spre Torre del Oro ne-am oprit puțin pe faleza râului Guadalquivir, singurul râu navigabil din Spania, ca să vă arătăm câteva imagini cu Sevilla văzută de sus. Turnul are o înălțime de 36 de metri, iar numele de Turnul de Aur se referă la perioada prosperă a Andalusiei din timpul coloniilor latinoamericane, când navele intrau în Sevilla prin fluviu și își puteau descărca încărcătura de aur aici. Încământuri. Astăzi îl găzduiește un mic muzeu și prezintă instrumente antice de transport maritim, machete și hărți maritime. De asemenea, aveți o vedere foarte frumoasă asupra Guadalquivirului din această locație. Și mergem către Alcazar. Real Alcazar este palatul regal al Sevillei, iar accesul se face prin Puerta del León sau Poarta Leului. Intrăm la Alcazar. Puerta del León. Și dacă tot intrăm în palat, nu ai cum să nu faci asta fără să fii verificat la intrare. Prețul unui bilet este de 14,50 euro, 7 euro pentru elevi, studenți și pensionari, iar copiii sub 13 ani beneficiază de intrare gratuită. Cel mai bine vă pregătiți din timp și vă cumpărați bilete online ca să evitați să pierdeți timpul la coadă, iar dacă vă doriți un ghid audio, îl puteți accesa scanând acest cod gratuit. Am vizitat toate încăperile de aici, fiecare diferită, dar am fost tare nerăbdător să vedem grădinile. E o experiență superbă să te plimbi printre palmierii care păreau că nu se mai termină, să zboare pe deasupra ta papagali, e cam povești. De aici s-a filmat Game of Thrones. Urmează să vedem cum se făcea sauna înainte. Pe că asta ne spune și aici. Da. Bathroom. Cristi zice că e mișto înăuntru. Mamă! Wow! Foarte tare! Asta chiar e spectaculos! Hai, trebuie să faci și noi o poză cu toți!
ajuns la piscină. Wow! Mamă, cât a pește! Plimbându-ne prin frumoasele grădini interioare, ne-am distrat de minune ca în Alice, în Țara Minunilor. Am intrat în labirint, sperăm să și ieșim. Ha! Nu e bine. Ups, a apărut și iepurașul Buclucaș. E plimbă prin labirint. Stai, 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 în fund aici. Stai, nu e bine. Am ieșit pe aici și am găsit ieșirea. Cam asta a fost plimbarea noastră prin Real Alcazar. Chiar ne bucurăm că am reușit să intrăm și să vizităm. Credeți-ne, merită din plin experiența. Ne îndreptăm acum spre Catedrala din Sevilla, care a fost ridicată pe locul unei vechi moschei din secolul al VII-lea și care a devenit cea mai mare catedrală gotică din lume. Din păcate, n-am reușit să o vizităm în interior pentru că nu ne-am cumpărat bilete din timp și era foarte aglomerat. Din acest motiv, noi v-am sfătuit să vă luați bilete online. De aici ne-am continuat plimbarea către Setas de Sevilla, sau, în traducere liberă, Ciupercile din Sevilla, și am descoperit renumitele străduțe înguste ale acestui frumos oraș. Setas de Sevilla este cea mai mare construcție din lemn din lume, iar arhitectul german care a construit-o a integrat la bază rămășițele unei colonii romane. Pentru a face o plimbare pe Ciupercile Sevillei, trebuie să plătiți 12 euro de persoană. Noi, din păcate, nu am avut răbdare să stăm la o coadă imensă ca să urcăm, pentru că eram destul de obosiți, motiv pentru care ne-am oprit la o terasă din apropiere în așteptarea spectacolului de lumini ce apare odată cu lăsarea întunericului. Și, ca să încheiem apoteotic de aici, în drumul nostru spre casă, ne-am oprit puțin pe podul Triana, unde ne-am pus amprenta și noi, agățând aici lacătul Sundag. Ia, ce face Alexandra acolo? Am prins lacătul. Ce lacăt? Lacătul nostru.
Am ajuns înapoi acasă. De la 3 suntem plecați pe același autobuz L6. Te înrupți, ne dor picioarele. Da, am văzut Sevilla la pas, a fost foarte frumos. Și ziua? Și nu foarte cald, foarte bine. Cred că au fost vreo 29 de grade, 30. Dar a plăcut frumos, mai bătea și vântul. Foarte puțin ne-a deranjat soarele cât am ridicat druna. În rest, a fost chiar bine. Am fost și la set, asta l-am văzut și pe zi și când s-au aprins luminițele, dar doar de jos, că era o super coadă. Deci nu. Vreau prea tare picioarele să mai stăm la coadă. Și mergem acasă! În speranța că v-a plăcut și că ne veți urmări și pe viitor, nu uitați de butonul de subscribe. Urmează noi locuri frumoase de prin împrejurimile Sevillei și nu numai. Vă pupăm!